ați venit la o nouă ediție Gânduri de Duminică, pe care astăzi o intitulăm Meditație și Revelație. Dragii mei, v-ați întrebat vreodată ce e aceea rugăciunea? Ce se petrece în timpul unei rugăciuni? Ne-am învățat să dăm cu spor din gură, dată nostru care și încerca, cu mintea la ce avem de făcut, cu ochii pe factura de la curent, sau pur și simplu cu un îngem, hai să zic o rugăciune și să o zic mai repede că mă grăbesc. La ultima postare, Gânduri de Duminică, am vorbit despre rețeaua nevăzută de transmițători dovediți științific din regnul biologic, care ajută plantele să comunice. Și am pus problema existenței unei rețele asemănătoare în domeniul gândurilor. Nu? Să leagă între ele. Gândul e o putere energetică condensată care iese din noi și duce cu el în același timp încărcătura noastră emoțională. Gândurile sunt niște semnale care se transmit ca semnalele de radio, care sunt cu milioanele și nu le vedem, nu le simțim. Dar ne folosim de ele când răspundem la telefon, când dăm drumul la radio, la televizor sau navigăm pe internet. Dacă îi să luăm exemplu cu radio, putem zice că și în lumea radiofonică sunt posturi de radio care au diferite puteri de emisie. Unul s-aude peste toată țara, iar altul e numai într-un oraș. Nu. Tot așa e și cu gândurile. Un gând de-a nostru care stăruie în mintea noastră și e încărcat de supărare sau și de bucurie. Apoi când pleacă de la noi, duce cu el și încărcătura, starea noastră de spirit. Deci gândul e purtătorul unei stări sufletești. Tot așa cum am comparat, să zic așa, cu vagoanele care duc marfă. Trenurile când umblă cu vagoanele goale și nu care nimic, sunt la fel ca gândurile goale, care așteaptă să primească încărcătura emoțională. Și acum ne întoarcem la rugăciune. Rugăciunea a rămas pentru multă lume în ziua de azi un obicei, o tradiție, un fel de comportament care nu știm dacă ajută la ceva. Dar plecăm de la premisa că nici de strica nu strică. Nu. Și eu vin acum și vă spui că strică, precis strică, dacă e făcut numai din vârful buzelor. Mai bine nici nu juca rolul credinciosului dacă faci un număr de teatru. Acum, nu că atragi tu cătăchinea mucei învinuiri divine și că e un păcat, nici vorbă. De fapt, nici n-ai cum să te aștepți la reacții din cer pentru că rugăciunea aceea e șopotită în grabă. Nici nu pleacă nicări, nu iese. N-are ce repercursiuni să aibă, nici bune, nici rele. Dar eu când zic că strică, zic asta din cauză că face din om o maimuță, o mașinărie care turuia muce versuri ca să nu tacă din gură. Așa să știți că rugăciunea cea din vârful buzelor e la fel de importantă pentru lumea cerească pe cât de importante cotele apelor Dunării cu gheață sau fără gheață la mal. Dragii mei, nici păsărelele care ciripesc tătă ziua nu ciripesc degeaba. Ele transmit ceva, orică spui flămânzi, orică-i pericol pe lângă cuib, ceva mesaj, este acolo. No. Și atunci noi, ființe raționale, ne prostim la gesturi de pretință evlavie și rugăciune, ca să împăcăm o voce din interior ceva de genul, că zi-mă o rugăciune și tu. Titlul de azi e Meditație și Revelație. Și m-am tot gândit cum să vă dau eu un exemplu mai aproape de înțelegere. Și-am aflat. Și dar că mulți dintre voi umblați la sportul celălalt, când fugiți fără direcție, nu vă grăbiți nicări, dar fugiți de parcă ați vrea să ajungeți la gară. Jogin. Vă încălțați și o luați la fugă și după ce fugiți așa un sfert de ceas, simțiți un val de fericire, o stare euforică și parcă căpătați putere să fugiți și mai tare, mai departe. Nu. Amuce glande împrăști în corp, oarece substanță care vitalizează organismul și pe voi vă face fericiți. Tot așa e și cu rugăciunea. Trebuie să o iei la fugă, în cujet, să te miști când intri în rugăciune. Pașii cei de la jogging trebuie să-i faci cu mintea și cu sufletul. Și nici fugărețe nu pot sta pe conopei încălțați cu tenis și cu o pungă de cipsuri în brață, că starea ce e euforică nu vine. Mai degrabă te nervezi că s-au gătat cipsurile. Tot așa e și cu rugăciunea, la care ne-am învățat să-i zicem rugăciune, dar care de fapt e o stare meditativă în care îl căutăm pe Creator.
Și acum se pune întrebarea, cum facem practic treaba asta? Cum? Adică o luăm la fugă meditație și pe loc plicăm într-un adânc abis de revelații cosmice. No, bine. Nu e așa. Mă întorc chiar la jogging. Mă, parcă ne umflă râsul când vedem la semafor niște oameni tăi sărind pe loc ca progecia care sar că le trebuie înghețată și măsa nu le cumpără. Ne uităm la fugăreții ăștia că sar la semafor ca la ora de sport, pentru că e roșu și ei nu pot fugi mai departe, că-i calcă tramvaiul. Dar nici n-ar vrea să întrerupă ritmul. Nu atât așa e și cu meditația, cu antrenamentul gândului. Sportivii care fug în parc sau în pădure se duc acolo pentru că nu sunt semafoare și sunt departe de gălăgia orașului. Tot așa trebuie și noi să ne scăpăm de semafoarele mentale și când ne punem la rugăciunea propriu zisă, să căutăm să nu fim distrași nici noi de elementele externe, dar nici de grijile noastre. Și vă spui că ăsta nu e un lucru ușor. Cu ani în urmă ascultam Europa Liberă și învârteam de butonul de la radio până când prindeam frecvența, adică legătura directă cu postul. Și când veneau niște frânturi de vorbe românești, suceam în cel de buton, mișcam aparatul, îl puneam la fereastră, ridicam mai sus, mai jos. Dar ce nu făceam numai să pot asculta actualitatea românească de la ora 10 seara? Dar încet, să n-audă vecinii că era interzis, ceea ce voi acum nici nu vă puteți imagina. No. Dar să revenim la butonul principal. Și voi, când vă puneți la rugăciune, la meditație, trebuie să învârtiți de buton, să fugăriți gândurile și bruiajul, să vă concentrați la călătoria pe care sunteți gata să o începeți. Și de ce zic eu călătorie? Pentru că în timp ce vă dezbrăcați de salopetele de gânduri, de gânduri zânice, voi căpătați alte straie cu care să vă înfățișați la întâlnirea cu voi înșivă. Da? Vă mirați? Întâlnirea asta, într-adevăr, e cu voi, cu sufletul vostru, cu vocea voastră cea mai adâncă, vocea din subconștient. Glasul care uneori ne sfădește și care se cheamă vocea conștiinței de unde vin și mustrările. Sau voi ce ați crezut că ajungem direct la Sfântul Petru și îi dăm o telegramă pentru șeful, conform cu rugăciunea noastră în care nu uităm să adăugăm că nu ne ajung banii de o mașină mai bună și de o vacanță mai luxoasă. O telegramă în care scriem că vrem să nu merem cu autobuzul 30 de ore ca să vedem niște pietroi la malul mării și ne-ar trebui niște bani să putem zbura cu avioanele. Dragii mei, starea asta în care trebuie să ajungem la momentul închinării e necesară tot așa ca tenii și fugăreților. Nici aceia nu fug de sculți. Numai când ne-am întâlnit cu noi înșine ne putem să ținem gândurile la distanță. Acum suntem în armonia în care ne putem dedica clipelor de profundă rugăciune, de atingerea marelui neant din care facem parte. Acum devenim și noi un fir de păr din creațiunea uriașă la care suntem invitați să luăm parte în marea minunea vieții și a faptului că trăim, că miracolul vieții îmbracă și sufletul nostru. Da? Și acum încet, încet avem parte de bucuria pe care o au fugărețul după ce fug 15 minute. Și știți de ce? Pentru că în starea asta noi deschidem larg ușa la Duhul Sfânt. Ne cuprinde o stare naturală de smerenie, asemănătoare cu a copiilor când văd oameni străini și se rușinează să trag după piciorul mamei, că ei sunt micuți și nu au încă haina brăzniciei cu care ne îmbrăcăm noi când dau buzna hormonii și orice fel de gânduri am avea, tăteți numai cu lenjerie intimă. Starea de emoție adâncă, de smerenie curată în care ne aflăm, îmbăluiți de Duhul Sfânt și închinați în fața lui Dumnezeu, starea asta ne încălzește și ne dă un fel de plutire, cum am zis, ca la fugăreț. No, dragii mei, aia asta e starea în care să ne punem dorință și să le trimitem cu puterea gândului. Văzuțați, am ajuns înapoi la gând. Acum avem bucuria că suntem pe frecvența care o căutam. Acum ne punem gânduri bune și speranță. Acum ne încărcăm cu speranțele, cu sentimentele noastre. Și acum le trimitem, trimitem în cer dorința noastră de realizare. Acum nu mai putem aștepta ecoul despre care am vorbit în rândul trecut. Suntem pe frecvența care trebuie.
Ieșând acum din profunzimea celor care le-am expus, îmi aduc aminte cum eram noi oarecând la poștă și fugeam la telefon. Cabina 5, București, cu taxa inversă, vorbiți? Și atunci aveam legătura pe care mi-o doream. Fugeam repede la cabină, ridicam receptorul și eram în legătură cu cine am vrut noi. No. Dragii mei, sper că am reușit să descriu în ce fel pleacă gândurile de la noi și cum le putem face să aducă înapoi ecoul pozitiv, harmonia de care avem nevoie ca să rămânem sănătoși și optimiști. Asta a fost la gânduri de duminică în ediția asta. Eu vă țuc cu drag pe frunte a voastră sinceră și dedicată plicitoare, Craica. La revedere!